am schițat în programul meu că angajarea în câmpul muncii, în cadrul primăriei municipiului Chișinău și a subdiviziunilor sale, cei care vor fi angajați trebuie să cunoască obligatoriu limba română. Să cunoască și să vorbească limba română, indiferent de etnie. Fiindcă ce avem acum în Chișinău, unii directori de grădinițe, unii directori de școli vorbesc în limba rusă. Sau se duce părintele după copil la grădiniță și el îi răspunde în limba rusă. Noi unde locuim? Unde suntem? Aici nu este Tiraspol, nu este Moscova, nu este Belarus, nu este alt stat. De-aia este un mijloc foarte simplu, au avut la dispoziție suficient timp ca să învețe limba română, li s-a dat și conform legii din 89, li s-a dat suficient timp ca să învețe limba română. Și de-aia noi nu trebuie să fim noi străini la noi acasă, alții trebuie să fie străini.